buchet de flori absolut neobișnuit a răsărit peste noapte în centrul Clujului. Au venit să se bucure de această apariție autorul grădinar Dănuț Tonea, prietenii săi și trecători care pur și simplu au fost atrași din drumul lor de mirosul grădinii cu flori. Pentru că aceasta este tema expoziției care se deschide aici, la librăria Gresisom din Cluj-Napoca și unde sunteți și dumneavoastră cât se poate de bineveniți. Henri Matisse spunea, sunt flori peste tot, dar doar cei care le caută le pot vedea. Mai clar citatul este, Henri Matisse spunea, sunt flori peste tot pentru cine vrea să le vadă. Personaje principale sau elemente de decor, florile sunt peste tot, așa cum spunea Matisse. Picturile florale cu semnături celebre continuă să fie unul dintre cele mai populare subiecte de studiu și categorii de artă ce sunt vândute astăzi în toată lumea. Înainte de vernisaj am făcut o mică plimbare, o incursiune în istoria artei românești și am rămas uimită de maestria și muzicalitatea anumitor tablouri în care tema florală se oglindește. Ștefan Lucian, Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Dumitru Gheață sunt doar câțiva artiști români preocupați de tematica florală. Cel mai impresionant este Ștefan Lucian pentru mine. Este artistul ce a descoperit în motivul floral, echilibrul compozițional, dar și cel spiritual. Asemenea lui Ștefan Lucian, sufletul artistului Dănuț Tonea trebuie să rezoneze cu modelul ca să poată crea. De aceea tablourile lui, așa cum vedeți, sunt pline de emoții, de stări, de trăiri unice, pe care dânsul le-a trăit rezonând cu subiectul. Ca și dovadă că florile sunt pe inima artistului, adesea fondul, cadrul și vaza este neglijată, căci subiectul, florile, este însuflețit și vibrant, grație tușelor îndrăznețe și culorilor puternice, așa cum puteți vedea în lucrările lui. Grădina cu florile de Dănuț Tonea este în același timp grădina sa cu gânduri și vise. Gândurile cresc la fel de libere precum florile, iar visele la fel de frumoase. Și cred că întrebarea care se ridică este ce ne trezește nouă, ce ne inspiră nouă grădina cu flori a lui Dănuț Tonea? Și având în vedere că sunt aici, voi răspunde eu prima la această întrebare. Ei bine, dată fiind natura florilor de a înflori, timpul petrecut în această grădină cu flori îmi aduce mie aminte că trebuie să cresc, să înfloresc, să aduc rod. Căci vine o vreme când riscul de a rămâne închisă într-un boboc este mai dureros decât riscul de a înflori. Eu te văd în momentul acesta ca o persoană care ne aduci aminte de ceva fundamental. Și ce este aceasta în gândirea mea? Eu am convingerea că mirele ceresc ne trimite flori nouă, miresii lui. Super. O viață întreagă ne trimite flori, ne iubește și își exprimă sentimentele trimițându-ne mereu și mereu flori. Când ne naștem, flori aduc invitație. Când ne botezăm, se aduc flori. Când ne căsătorim, să nu mai vorbim de flori acolo. Buchetul miresei, floarea, cât de importantă e încât o transmite altor fete, cine prinde buchetul miresei. Când suntem bolnavi în spitale, Iisus ne trimite flori. Prin unul sau prin altul, un mesager sau altul, membri ai familiei, prieteni, nu contează. Iisus ne trimite flori. Și cele mai multe ni le trimite când murim. Pentru că ne creează culoarul cu flori pentru întâlnirea cu el, mirele. Mergem acasă, mergem în odaia de nuntă și atunci ne trimite coroane întregi de flori, zeci de coroane care înconjoară trupul miresei pentru că ea intră în camera mirelui. Deci te văd ca un mesager al acestui gest al lui Iisus de iubire și de sensibilitate continuă față de noi, mireasa lui.
Iurie, cum l-ai cunoscut și cum te-ai și împrietenit cu autorul Dănuț Tonea? Pentru că e o relație de prietenie din moment ce te-ai implicat în organizarea expoziției astea. Cum v-ați întâlnit? Cu Dănuț Tonea îl cunosc aproximativ 3 ani de zile și l-am cunoscut prin cineva în implicarea proiectului de la penitenciarul Gherla. Și după... Spune-ne și despre asta puțin, ce e asta? Penitenciarul, am încercat să facem un proiect de voluntariat cu un grup de deținuți de la penitenciarul Gherla, în care mergem o dată pe săptămână și pictăm împreună. Încercăm să învățăm să picteze. Încercăm cine noi? Eu, Iure Cojocaru și Dănuț Tonea. Doi pictori. Și ne-am găsit câțiva prieteni acolo care sunt mai deschiși așa și mai cuminți, pentru că în general sunt închiși pe viață, dar oameni cu suflet care au avut bucuria să îi cunoaștem și să povestim și să le dăm materiale, să pictăm împreună și așa. Cu alte cuvinte, după o vreme, am vrut să-l cunosc mai bine și pe Dănuț Tonea. Partenerul și, de lucru în proiect. Exact. Și, surpriza, am mers până la el acasă. Am mers acasă, adică la atelier. Și vreau să vă spun că a fost un șoc pentru mine, pentru că am intrat într-un spațiu așa un pic mai întunecos, o lumină... Acasă sau la serviciu? La servici. Aha. Dânsul are un atelier pe Govora, unde lucrează și alte lucruri acolo. În mare parte se ocupă de gropi pentru cei care pleacă în cealaltă lume. Și printre altele are și obiecte de vânzare, adică sicrie și alte monumente. Da. Ei, când am intrat în acel spațiu, în care era o lumină ușor adormită, praf, în stânga erau sicriile și pe dreapta, de sus până jos, erau tablouri rămate. A fost un șoc, așa. Nu știam la ce să mă uit, la sicrie sau la tablouri. Dar așa am înțeles mai mult despre el, că totuși e un pic cumva pe o altă cale, așa. Și de atunci încerc să-l înțeleg mai bine, pentru că așa ne-am împrietenit și am început să văd și alte lucrări și povestind cu el l-am descoperit ca ființă. Și dragostea lui pentru oamenii ăștia de la penitenciar m-a făcut să mă apropie mai mult pentru el. Și dorința de a ajuta. Ce surpriză ai avut, vrând să te apropii de el, ce surpriză ai avut mergând la locul lui de muncă, unde te așteptai să găsești monumente funerare, dar nu și tablouri. Da, nu și tablouri. Pentru că, în mod normal, ele nu merg împreună. Da, eram obișnuit, în general, când mergi undeva într-un spațiu de genul ăsta, vezi sicrie și flori și coroane și de toate. Acolo am văzut altceva și am zis, mă, ceva totuși... Ei, și acel ceva deja ți-a strâns relația exact. Și am zis, mă, Dănuț, nu merită să le ții aici, hai să încercăm să gândim, să le scoți, să le vadă și alți oameni și să le scoți într-un spațiu mai luminos și așa. No, pornind de acolo, astăzi, cu ajutorul lui și cu acceptul librării Grace Home, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să punem grădina în centrul Clujului. Grădina Florii. Dar ce ai văzut în această grădină, așa, dintr-un punct de vedere mai obiectiv al unui pictor? Ce ature ai văzut la Dănuț Tonea ca să îi scoți florile la lumină? Din câte încerc să-l înțeleg, are o perspectivă foarte personală în felul de a aborda pânza. Dacă ne uităm atent la lucrările lui, încearcă să se lupte cu acea suprafață. Aruncă culorile cu cuțitul de paletă, să duelează. Efectiv, e un spectacol de culoare acolo și e un zbucium. La un moment dat mi se pare chiar brutal atingerea pânzei, dar în toate astea echilibru cromatic punctează compoziția și finalitatea lucrărilor. Eu apreciez foarte mult munca lui și tind să cred că nu se va opri aici și va da drumul la alte lucrări mult mai frumoase și își va continua calea, pentru că are ceva a lui. Și chestia asta ar merita încurajat. Și cum ai gândit organizarea acestei expoziții în care ai fost chiar vioara întâi? Pentru că ești organizatorul expoziției astea, Grădina cu Flori. Cum te-ai gândit să o aduci în
în calea oamenilor? Cum e făcută? Acum nu știu dacă chiar sunt eu Vioara întâi, nu tinți. Doar am încercat să-l ajut să vadă că se poate muta niște lucrări dintr-un loc în altul. Da, i-ai luat lucrările din atelier, le-ai adus în librărie. Exact, și cu ajutorul lui. Afișe. Și am încercat să creăm un alt spațiu. Dintr-un spațiu, un alt spațiu. Cu ocazia asta am în mână și câteva cărți poștale, cinci modele dintre lucrările dânsului. Ideea care mi se pare fantastică este că aceste cărți poștale sunt e o posibilitate de a călători în toată lumea. Spre exemplu, foarte mulți oameni care au fost astăzi la vernisaj au primit aceste cărți poștale. Pe spate putem pune un timbru, putem pune câteva gânduri și să o trimitem să plece în toată lumea, să ajungă undeva, să mai dea o bucurie și altora. La capitolul să-l cunoaștem mai bine pe autorul Dănuț Tonea, prima întrebare pe care am și auzit-o aici la expoziție printre oamenii veniți să vadă tablourile ar fi: de când pictați? Că nu e nici prima expoziție. Anii 70. Acum să trec un pic prin o mică poveste. Ca și profesie, sunt inginer. Am început ceva studii de artă pe vremea respectivă. Nu s-au finalizat, dar arta a rămas. De ce nu s-au finalizat? V-au prins. Poveste. Da. V-au prins școala, făcând școala și... Da, da. Făcând școala și nu era de făcut. Deci, haideți să lămurim. Comunist și erați la a doua școală. Detalii, să nu intrăm în detalii. Arta am vrut să o fac doar ca să studiez tehnici de lucru. La parte de sculptură, puțin tehnică de sculptură, la parte de pictură, tehnică de pictură. Ceea ce se poate chema tehnică de pictură. Că țin minte și acum, nu dau nume, unul din foștii mei profesori, când am început să fac un cărbune și făceam o natură statică. Eu eram foarte... foarte satisfăcut de ceea ce am creat, ceea ce am făcut, și vine profesorul și îmi ia cărbunele și începe să-și facă el ceea ce știa să facă. Dar nu era egal cu ce făceam eu. Și atunci am zis, stai un pic, dar sigur că am simțit așa o oarecare furie, dar nu neapărat am luat-o în seamă. În sensul că să nu-l las. Deci am, dimpotrivă, atunci am început să fac anumite voit linii și proporții și ca să văd cum și în ce fel vede profesorul. Asta era ideea. Am vrut să văd tehnici de lucru. După aia, deci anii în 78, cred că din 78 păstrez prima lucrare sau una din lucrările care le-am făcut pe vremea respectivă, aia o mai am eu, de 78. Dar tehnicile astea despre care ne-ați spomenit, ați vrut să le studiați la universitate. În vremea aceea, neavând voie să faceți a doua facultate, ați încercat, dar v-au prins și s-a terminat cu studiile în acel domeniu. Și atunci ați învățat, probabil, pe cont propriu de atunci... Aproximativ. Școala Populară de Artă și mai târziu puțin profesor la școala de artă, Sabin Nemeș, îi spun numele pentru că nu mai trăiește, am ucenicit în atelierul lui. Puțin, câte puțin, pentru că nu era foarte zgârcit. Nu vrea să dea. Nu era deschis, da. Cum procedați cu un asemenea profesor care nu e deschis, dar vreți să învățați de la el? E foarte greu. Asta înseamnă că trebuie să fiți COVID-ul. Pe fază și pe nefază, în sensul că trebuie cumva
știu eu, încercam să-i fac anumite servicii ca să se simtă oarecum obligat. Să mă lase, să mă uit. Deci să... și relația e importantă, relația omenească. Da, sau să omenească. Stau eu să îi pozez ca și portret și atunci îl văd cum lucrează. Până așa de mult v-ați dorit să învățați de la el? Da. Ce ați învățat? Mi-a plăcut mult. Cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la el? Culoarea. Ce înseamnă asta? Ca și tehnică de colorit. Dar nu neapărat, nu păstrez din tehnica lui nimic. Cândva m-a influențat în ceea ce am început eu să cred. Și atunci, în momentul acesta, puteți spune că v-ați găsit, ziceați că v-a influențat. V-ați găsit... De mult. Anii 70. Deci aia a fost anii 70. Cum ați defini ADN-ul lui Dănuț Tonea în pictură? Spontaneitate. Forță. Credință. Apropo de credință, ați avut o expoziție în Cluj-Napoca la Teatrul Național, de la Geneza la Apocalipsa. Anul trecut. Spuneți-ne despre asta. Cam complicat. Am avut 78 de lucrări. Nu neapărat toate erau din... cu tematică biblică, dar de fapt toate sunt tematică biblică și acestea, dacă ne uităm la florile pe care le vedem, că sunt 25 de lucrări de flori, toate sunt din Grădina Domnului, nu? De altfel, însă și titlul expoziției mele, Grădina Domnului, Grădina cu flori, era Grădina Domnului. Titlul inițial. Titlul pe care eu l-am. L-ați fi vrut. Da, pe care eu l-aș fi vrut, dar, mă rog, fratele Iurie a venit cu... M-am lăsat pe mâna lui, în sensul că organizarea a făcut-o el 100%. Întorcându-ne puțin la Geneza Apocalipsa, la Teatrul Național, cum ați gândit acea expoziție? De ce de la Geneza la Apocalipsa? Ce ați urmărit cu ea? Ca să îl fac pe cel care intră în expoziție să parcurgă puțin Biblia. Să citească puțin Biblia. Deci este o stare pe care am văzut-o eu. De exemplu, aveam una din lucrări cu care am început, de fapt, era rugul aprins, în care Moise este chemat, descalță-te, pământul pe care calci este sfânt. Aveam acolo o pereche de încălțări pusă deoparte și un simbol de închinare și un simbol de rug aprins. Deci nu neapărat, nu pot să copiez arta pe care o fac eu, apropo de ce îmi spuneați, arta pe care o fac este de a interpreta. Nu este de a copia. Nu pot să-mi permit. Cu tehnica de acum, chiar și florile, nu pot să le copiez. Tot ceea ce este nimic din realitate, de altfel. Este totul o imaginație. Deci depinde ce vezi la viața ta ca autor, ce simți, ce trăiești. Respectiv, atunci și cu ce am rămas. Am citit un fragment din ceva anume și cu ce am rămas. Și vin și pun. Și dacă este floare, nu contează. Deci, tot relația mea cu Domnul este. Deci am parcurs Geneza Apocalipsa pe astfel de stări. La anumite tablouri din acea expoziție am pus și citatul din Biblie exact care omul când venea, asta a și fost ideea mea, să se aplece și să citească. Să se aplece, așa îmi vine în minte că odată puneam o întrebare unui preot că de ce s-a făcut ușa asta la biserică așa de mică totuși? Eu care sunt de 1,90. Măcar aici, zice, trebuie să te apleci și tu. Deci e o chestie de închinare. Cum? Atunci, ca să pot să mă aplec și la textul respectiv, să mă pot apleca, să-l citesc. Și să-i faceți și pe privitor să se aplece. Dar bineînțeles, și fiecare să ajungă acolo în smerenie. Adică să lăsăm un pic din înălțimea
și la propriu și la figurata noastră. Ce reacție ați avut față de expoziția aceasta de la Geneza la Apocalipsa? N-au spus unii că prea ați vrut să urâți pe gât mesaj biblic? Din potrivă, am avut am avut doritor de a cumpăra lucrări și mi-a părut foarte rău că n-am putut să vând. Dar atunci n-am putut să vând. Că, și mi-a fost destul de complicat să explic că e o expoziție de suflet, dar de altfel trebuia, dar nu pot să vând. Și atunci cum fac? Ce fac? Vând? Comercializez cuvântul? Nu. Deci nu este conform credinței mele. Cuvântul Domnului este dar și har. Și pleacă la fel. Atunci ar fi trebuit să le dăruiți. Să-l dăruiesc. Deci nu le-am dăruit atunci, le-am ținut toată expoziția, dar timpul nu este pierdut. Pentru că lucrările există, nu în acea locație, în altă locație, obișnuiesc să utilez, să mobilez cu lucrările care le fac anumite binecuvântări de ale Domnului și am vă invit, când doriți odată, să vă arăt câteva astfel de locuri, expoziții cu tematică. Apropo de locuri, ați activat alături de Iurie Cojocaru, cel care s-a implicat în organizarea expoziției astea, în penitenciarul din Aiud, din Gherla, la un proiect în care îi încurajați pe deținuți să picteze. Da, este... De ce v-ați implicat? Într-una din zile mă trezesc că zice, vrei să-L vizitezi pe Iisus în pușcărie? Cine vă întreabă asta? El mă întreba Liviu Mocanu. Ce chestie, era exact pe gândul meu. Nu știam cum să fac, că zice, am fost gol, am fost lămând, am fost șase de am fost, pe care zice, lipsit de libertate. Cum să ajung eu la Gherla, că e cel mai aproape penitenciar? Și Liviu, nu vrei să-L vizitezi pe Hristos în pușcărie? Vino mâine la ora cutare. Și m-am dus. Și așa a început. Și așa a început acum 3 ani această activitate, din care nu eram mai mulți și am rămas numai Iurie cu mine, eu cu Iurie, în care am făcut a doua expoziție anul ăsta. E un capitol foarte interesant. E o mână a Domnului nemaipomenită. Nu se poate compara și nu se poate discuta. Nu seamănă cu nimic ceea ce este și se întâmplă acolo. Nu discutăm de activitatea noastră ca atare de mari creatori de artă. Nu la asta mă refer. Acolo am o chestie care mi-a intrat. Stăteam la un moment dat pe scaun și lucram cu careva din deținuți. Și fac o paranteză. Deținuții cu care lucrăm noi, de exemplu, acum toți sunt regim de înaltă siguranță. Nici nu vreau să dau mai multe detalii. Deci, respectiv, sunt considerați ca aproape periculoși. De noi, cei care suntem în exterior. Și stăteam la masă cu unul din ei și îmi vine în spatele meu, eu nu sunt mic, că sunt destul de mare, unul de două ori cât mine și își pune mâinile pe spatele meu și stă și respiră în ceafă. Povestind cu mine vis-a-vis de orice. Am simțit o plăcere deosebită minutele alea cât a stat pe mine, așa, și m-a apăsat. Când s-a desprins că trebuia să se ducă sau să mă duc, mi-a părut teribil de rău. De ce? De ce v-a făcut plăcere faptul că s-a sprijinit așa, familiar? Deci eu chestia din asta, exact aici era, că ne întâlnim, ne luăm în brațe. Când plecăm, când venim, ne luăm în brațe, ne luăm ca și... Ca doi prieteni. Da. Deci ați trecut de relația profesională, v-ați împrietenit. Da, nu. E mâna Domnului. Deci nu numai asta. Asta este virgula care se întâmplă acolo, arta. Dar pe lângă artă e povestea Domnului. Și am rămas foarte surprins, plăcut, că mulți dintre ei s-au pocăit în penitenciar. Dar nu... Acum n-aș vrea să... Nu știu cât de valoros poate să fie... Dar e valoros, orice e valoros acolo. Orice e valoros. Orice cuvânt, orice gest... Orice tablou. Asta nu mai se compară, nu se mai discută. Adică, faptul că o ajuns să și picteze, mulți dintre ei care probabil că nici nu știu să scrie. Nu știu.
Nu am neapărat întrebat. Interesant start. Dar să știu să și pictez înainte de a scrie. Da. Și totuși sunt și alea stări. Că, de exemplu, dacă am avut o temă portret, portretul era băgat și era pus, era încadrat de gratii. Foarte des. Foarte des. Prietenie am avut, nu știu ce, altă temă. La fel, ușă deschisă, mâini întinse, dar gratiile erau prezente. De-aia e o stare. Acum la mine, aici revenim, în grădina Domnului, este, să-i este spunem tot noi. O explozie de viață și culoare și de bunătate. Și este un pariu, da, din câte am aflat eu, un pariu pe care l-ați făcut cu dumneavoastră, da, de a pariu, picta un număr de tablouri. Da, eu mi-am zis 300 de lucrări pe care le-am făcut, 300 de lucrări tematică flori. Flori. Deci astea fac parte din ciclul de 300 de lucrări, aproximativ 300 de lucrări, în care să nu mă repet. Aveți deja 300? Da, sunt 300 de lucrări. De ce flori? De ce tocmai flori? Eu nu pot să zic. Nu pot să zic că neapărat de. Pentru că ați avut și alte teme, alte expoziții. Da, și alte expoziții și alte teme, dar asta a fost. A venit rândul florilor. Da, asta este acum. Anotimpul florilor. Probabil că, nu știu, acum caut, îs pe căutare la o tematică care să-mi stârnească tot atât de mare și mult interes ca și florile. Și nu sunt flori, spuneați, nu sunt flori, că sunt stări. Copiate din realitate, nu sunt copiate, ci din, sunt stări numai imaginați. Rupte din sufletul lui Dănuț Tonea. Sufletul Domnului. Din bagajul pe care l-ați strâns până astăzi, pentru că spuneați că orice vedeți, citiți, trăiți, la un moment dat ajunge pe pânză. Da, așa este. De ce Grădina Domnului ați fi vrut să se numească această expoziție? Pentru că fără Domnul nu este nimic. Și atunci, inclusiv, florile trebuie să fie puse în mâna Domnului. Ce ați spune că putem învăța de la flori, care sunt așa de... Mi-e foarte greu acum să povestesc, că l-am ascultat pe Liviu mai înainte și îmi vine în minte, mai ales că am partea asta mea de pompe funebre în care mă ocup de partea de final și atâta de o comparație în care floarea este prezentă peste tot și inclusiv la mormânt. La mormânt. Și care se fac legătura între... Da, e pregătirea mea. Noi suntem în trecere. De aici ne pregătim și atunci floarea este prezentă peste tot. Da, pentru că ați adus în discuție profesia, mă rog, ocupația din viața de zi cu zi, aceea de proprietar al unei firme de pompe funebre. Vedeți floarea care merge la mormânt atât de des, într-un fel, și pe aceasta pe care noi expuneți aici în expoziție altfel? Total diferite. Total diferite. Floarea de acolo este floare. Adică acum... A, nu, e mai tristă, e mai tristă plângătoare. Este ca relație dintre producător și beneficiar. Sigur că la un moment dat beneficiarul poate să facă reclamații că floarea nu e floare, că nu e destul de mirositoare, că nu e destul de frumoasă sau nu e destul de parfumată. Dar ca idee, sigur că nu pot să mă desprind în punctul ăsta acum, să mă desprind de la remarcă. Nu are nicio legătură floarea mea cu partea de la... Să vă întreb altfel. Având de-a face cu această realitate dureroasă a despărțirii, a acelui ultim drum, cum împroașcă atâta bucurie în tablourile noastre? Tocmai că nu este nicio despărțire. Este o trecere. E o trecere care trece prin acest tunel de flori. Prin această grădină. Deci eu de-abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Și atunci ce? Este o trecerea mea, moartea este o... Nici poveste, e o fericire. Că întâmplător ne dăm și flori. A, e o chestie destul de interesantă, cum o văd eu. Adică eu mă duc la cel care îi dau o floare lui, îi pun o floare la căpătâiul lui, este că ăla, precis, nu îmi va putea întoarce aici, pe pământ, sub nicio formă, nici cu un mulțumesc, nici cu un gest, nici cu nimic. Și atunci gestul meu este nemaipomenit.
pentru că nu va fi răsplătit. Nu va fi răsplătit. Asta e cel mai frumos gest, să nu fie răsplătit. Acum, sigur că eu am creat și creez, nu neapărat ca să fie, să nu fie răsplătit. Atunci de ce creați? Chiar, e bună întrebare. De ce creez? Pentru că există. Nu știu. E o mulțumire adusă Domnului. De adevăratele. E o mulțumire adusă Domnului. Că mă trezesc, că mă duc, că mă aduc și dintr-o dată mă trezesc în fața șevaletului, am salopete de lucru și haine de lucru, lucrez, uit de timp, zi, noapte, ore, nu știu ce înseamnă, când mă apuc de lucru, și atunci acum e o binecuvântare. Și dacă le las, mă duc în altă parte, cum? Atâta răsfăț cât mi-a dat Domnul, nu pot să înțeleg, am vrut să zic de ce. Da? Domnul știe. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!